Anul trecut a fost deficitar din punct de vedere al precipitațiilor, iar în 2012 ploile par să nu se mai termine. Cam asta spun meteorologii sibieni. Specialiștii în domenii spun că rezerva de umiditate are valori optime în primii 20 de centimetri de sol și valori apropiate de cele normale în primii 100 de centimetri adâncime. Anul trecut ne rugam să plouă. Luni la rând pe teritoriul țării n-a căzut strop de apă, iar meteorologii spuneau că deficitul de umiditate a depășit pe alocuri recorduri negative nemai înregistrate în ultimii 50 de ani. Anul acesta însă ploile par să nu ne mai slăbească. De la începutul lunii și până la ora actuală, aproape în fiecare zi soarele a fost scump la vedere, iar norii au lăsat să cadă cantități însemnate de precipitații. Ca și prognoză, pare instabilă vremea încă vreo două săptămâni sigur, dar cel puțin pe următoarele 3-4 zile nu așteptăm cantități însemnate. Probabil ploile din următoarele zile o să fie undeva până 10 litri, sâmbătă o mică problemă că o să ne abordeze un front rece, duminică pare ok, și de luni încolo din nou ceva instabilitate după amiază. Datele au putut fi colectate cu ajutorul stațiilor meteo de care dispune județul Sibiu. Centrul Meteorologic Transilvania Sud din Sibiu administrează 6 județe pe regiunea de dezvoltare 7 centru, Alba, Mureș, Harghita, Covazna, Brașov și Sibiu. Vreau să vă spun că gestionăm tot ce înseamnă activitate meteorologică prin două servicii de calitate la Mureș și la Sibiu, iar prin serviciul de prognoză a vremii din Sibiu elaborăm prognoze în 24 de ore care sunt prezentate în 30-40 de secunde în buletinele meteo prin specialiștii care avem. De asemenea, să revin la județul Sibiu. Județul Sibiu are stații meteorologice Dumbrăveni, Păltiniș, Bâlea și Boița. Vreau să vă spun că la Bâlea Lac, acum un an și jumătate, s-a construit o stație modernă, asemănătoare cu cele din Alpi. Aici desfășurăm și activitatea de nivologie, activitate care înseamnă măsurarea zăpezii și studiul zăpezii, pe care o coordonăm la nivel național. Dorim ca la Păltiniș, făcut studiul de fezabilitate, să construim o zis așa școală de meteorologie de munte, unde să vină toți specialiștii din țară pentru instruire. Ploile nu par să părăsească teritoriul țării nici în perioada următoare, atât săptămâna aceasta cât și cea următoare se anunță încărcată de precipitații.